Pentru că vremea a fost schimbătoare în ultima perioadă, în masivul Făgăraș există risc maxim de producere a avalanșelor. Vorbim aici despre gradul 5, cel mai mare, la altitudini de peste 1800 de metri. Și sub această altitudine este periculos. Stratul de zăpadă însemnat care s-a depus poate aluneca, riscul fiind de gradul 4. În urma avertizărilor primite de la Centrul de Prognoză Transilvania Sud, riscul de avalanșă pentru masivul Făgăraș a fost ridicat la gradul 5 peste 1800 de metri și la gradul 4 peste sub 1800 de metri. A nins destul de mult și a viscolit foarte mult. Aici este o mare problemă. În felul ăsta au fost formate plăci de vânt care prezintă risc de dinamizare a zăpezii. Astfel că, evident, traseele toate rămân închise, iar recomandarea noastră fermă este să nu se aleagă trasee care ies din pădure, pentru că pot fi foarte, foarte periculos. Traseele sunt închise. Acum vă dați seama că fiecare, la urma urmei, poate să meargă și să convingă singur, dar recomandarea noastră este să nu încerce să urce spre golul alpin sau să ajungă în golul alpin, pentru că acolo este periculos. La Bâlealac, stratul de zăpadă a depășit cu mult un metru. În imaginile următoare se poate vedea că traseele sunt impracticabile. Bâlealac, 27 ianuarie 2021. Zăpada căzută. Eu am 1,85. După cum era de așteptat, traseele montane sunt închise, iar cei care se aventurează să iasă din zona sigură o fac pe propria răspundere, riscând foarte mult.